Guerilla Camp. Business liberat de Telecom, accelerat de Dacia, inspirat de Banca Transilvania, inovat de Glo. Salutare, dragilor, iată-ne din nou la o nouă intervenție de Guerilla Camp Live, un nou om în fața dumneavoastră aici la interviurile cu care deja v-ați obișnuit. Ceea ce vreau să vă spun este că astăzi în fața dumneavoastră, iată, a venit Mihaela Nedelcu și al ei business de aici din Guerilla Camp, Higher Up. Bună, Mihaela, bine ai venit! Salut, Sorin, bine v-am găsit! Așa, da, iartă-mă că îți iau microfonul de la gură când nu te aștepți, dar, hei, e și asta o parte din învățăturile de business. Cred eu, mai am de învățat, nu ea. Dar ca să înțelegeți despre ce este vorba și cu ce se ocupă Mihaela, asta în cazul în care nu ați intrat deja pe www.guerillacamp.ro și ați observat acolo fiecare business în parte, ați văzut că fiecare business în parte are câte un jurnal, are câte un vlog unde puteți să și intrați, puteți să comentați, puteți să interacționați cu fiecare business și cu titularii fiecărui business în parte. Ei bine, Mihaela, haide să lămurim oamenii de la bun început. Cum funcționează efectiv platforma HireUp și ce înseamnă ea? Sigur. Sunt câțiva pași simpli. Primul pas, companiile postează un job și setează o recompensă financiară. Pasul 2, profesioniști din rețeaua lor sau din afara rețelei lor recomandă oameni potriviți pentru pozițiile respective, iar în cazul unui match, unei angajări de succes între companie și persoana recomandată, compania o să plătească recompensa prin intermediul platformei noastre către persoana care a făcut recomandarea. E mai mult decât interesant și atunci spunem sau lămurește-i pe ascultători, dar evident că și pe mine în același timp, de ce mizăm mai degrabă pe o recomandare și nu mizăm pe un CV? Care este diferența dintre cele două și cum se întâmplă? Sunt aici multe studii și toată lumea din practică care a avut recomandări știe că sunt o sursă mai de succes decât recomandările clasice. Ca să-ți dau câteva detalii mai concrete, în primul rând e mai rapid. Ca să-ți dau un exemplu, în medie durează cam o lună de zile, cam 30 de zile să angajezi o persoană recomandată versus 55 de zile, deci aproape două luni de zile, aproape dublu, printr-un canal de recrutare clasic. Dacă postezi un job, aștept să aplici aplicanți, treci prin ei, stabilești cel care e cel mai potrivit. Pe lângă faptul că este mai rapid, e și mai ieftin. Acum, nu e mai ieftin doar pentru că e mai rapid și avem mai puțin timp consumat, dar și din punct de vedere al investiției financiare. Și aici mă gândesc să luăm un exemplu, cred că e mai ușor de explicat așa. Spunem că ai un salariu, un job vacant cu un salariu de 1000 de euro net. Asta înseamnă brut undeva la 1750 de euro. Spunem că vrei să lucrezi cu o agenție de recrutare să îți găsească omul potrivit. De regulă, fiul agențiilor costă undeva între 1,8-2 salarii brute. Deci în cazul ăsta ar însemna 3500 de euro, da? Fiul unei agenții pentru un om. Să spunem că ai prefera, în schimb, să nu lucrezi cu agenție și să setezi o recompensă pentru oricine îți poate recomanda un om. De- și în cazul în care ai merge pe o recompensă oricică pentru o persoană fizică, gen 1000 de euro sau 1500 de euro și adăugând impozitul pe venit de 10%, chiar și așa ești cam la jumătate din banii pe care îi dau unei agenții de recrutare. Și bineînțeles că ai dat un incentiv oamenilor și ai transformat pe toată lumea dintr-o comunitate în recrutorul tău. Deci, în mare parte asta e iarăși un mare avantaj al recomandărilor, faptul că este mai ieftin din punct de vedere financiar. Și partea a treia, care cred că e cea mai importantă pentru companii, ai de regulă profesioniști mai buni atunci când mergi pe recomandări. Asta pentru că cel mai bine știu profesioniști, alți profesioniști. Ei știu, îi cunosc, au lucrat cu ei, pot să garanteze pentru skill-urile lor și atunci tu, ca și companie, beneficiezi de cel mai bun talent de pe piață. Glow. Advanced Heating Technology. Oricare ar fi culoarea, oricare ar fi povestea, bucură-te de ea! Am înțeles. Ok. Și atunci vine întrebarea imediată. Am primit-o și de la ascultători în interviurile noastre din FM, din live și da, nu pot să zic că până și eu te-am întrebat, dacă nu cumva chiar ieri. Așadar, ce câștigă cei care recomandă niște oameni care urmează, evident, să fie angajați sau care, la un moment dat, sunt angajați. Ce câștigă cei care fac recomandare? Două lucruri. În primul rând, ajungi un prieten sau un coleg să-și găsească un job mai bun și partea a doua, faci niște bani foarte ușor, practic, doar recomandând o persoană mai departe pentru un job. Cum se fac banii?
efectiv postezi, recomanzi persoana potrivită. Deci dai datele de contact ale persoanei și în cazul unui meci de succes primești recompensa. Super, mulțumesc frumos, Mihaela. Oameni buni, guerillacamp.ro, hire up Mihaela Nedelcu, în cazul în care nu știați cu ce se ocupă lucrurile astea, s-ar putea să vi se fi deschis acolo o supapă interesantă. Așadar, baftă vouă la găsirea următoarelor joburi și în cazul în care nu găsiți, folosiți recomandările Mihaelei. Pa! Unul din 15. 15 pentru România. În Guerilla Camp. Parteneri HP și Aqua Carpatica.